În multe dintre familii, rolurile s-au inversat. Practic, schimbarea reprezintă o urmare a teoriei conform căreia cei mici ar trebui să beneficieze de libertate deplină, întrucât se consideră că ei știu deja ce își doresc și de ce au nevoie. Însă, psihologii au altă părere. De exemplu, Constantin Cornea susține că acest obicei nu face decât să dezvolte o nouă afecțiune, numită sindromul traumei pozitive. Sindromul traumei pozitive se referă la acei copii crescuți într-un mod exagerat de către părinții lor. Sunt acei părinți care își cresc copiii doar cu gesturi de bine, doar cu afirmații pozitive. Sunt acei părinți care își laudă copilul pentru absolut orice, indiferent că merită sau nu. Sunt acei părinți care oferă copiilor cadouri, bunuri sau tot ce își doresc copiii respectivi, fără a-i pune într-o ecuație în care să și merite lucrurile respective. Ulterior, sindromul traumei pozitive va da naștere copilului dictator care nu ține cont de reguli și care la maturitate va cauza numai probleme atât lui cât și celor din jur. Avem exemplu copilului din Caragiale al domnului Goie. În general, copilul dictator este copilul care bate cu piciorul în prag, este cel care bate cu pumnul la masă, este copilul obișnuit să ceară pentru că a fost obișnuit să primească. Este o problemă în ziua de astăzi, foarte mulți dintre copii decid unde să meargă părinții, ce să facă părinții, pentru că el este obișnuit să ia decizii încă de la vârste mici. Potrivit specialiștilor, orice părinte ar trebui să dispună de o doză de autoritate în relația cu copilul. Copilul trebuie să cunoască autoritatea parentală. Bineînțeles, această autoritate e bine să o câștigăm prin vorbă, nu prin bătaie sau prin alte gesturi urâte. Pentru că dacă nu avem această autoritate asupra copilului, copilul se va transforma în acel mic dictator. De cele mai multe ori, un copil dictator va putea duce la divorțul părinților, pentru că îl va manipula pe cel mai sensibil, în dauna celuilalt părinte, încercând să obțină de la părintele mai sensibil tot ceea ce își dorește el. Și în felul acesta schimbă din nou echilibrul de forțe în cuplu, putând ajunge părinții la divorț tocmai pentru că se ceartă. Iar urmările traumei pozitive se resimt și mai târziu, nu doar în copilărie. Marea problemă cu acești copii dictatori va fi când ei se vor mări, când vor trebui să lupte cu societatea în adevărat sens al cuvântului și vor vedea că societatea nu le oferă ceea ce le oferea părinții de obicei. Acești copii își vor schimba foarte des locurile de muncă, vor pleca pentru motive insignifiante de la un loc de muncă, pentru că i s-a părut că a ridicat cineva tonul sau pentru că i s-a părut că cineva nu îl respectă unde a ajuns, deci renunță, vor renunța mai târziu cu foarte mare ușurință la absolut orice, pentru că ei sunt obișnuiți să primească fără să depună niciun efort pentru ceea ce își doresc. De cele mai multe ori, în adolescență, aceștia ajung să sufere și prima traumă din viața lor. El se va putea schimba eventual mai târziu dacă va suferi o dramă majoră în viața lui sau dacă părinții vor urma un plan psihoterapeutic prin care se schimbe ei, pentru că până când ajungem copilul în adolescență, copilul este reflecția modului de creștere a părinților. Și atunci cei care de multe ori părinții vin și spun ne mai înțelegem copilul, ți-l aducem ție, repară. Greșit, pentru că prima dată se lucrează cu părinții, ei trebuie să învețe cum să-și recâștige autoritatea în fața copilului, cum să stabilească un echilibru pentru ca ulterior copilul să schimbe. Potrivit specialiștilor, din nefericire, tot mai mulți copii sunt crescuți precum niște mici dictatori. Dacă ne uităm la adolescenții din ziua de astăzi, aș putea spune că peste 70-80% dintre adolescenții din ziua de astăzi suferă adevărate drame în propria lor viață, pentru că părinții lor i-au învățat cu o metodă de creștere pe care nu găsesc ca și reflexie în societatea în care trăiesc.